Parlamentul Republicii Moldova a preluat de la 1 ianuarie 2015 președinția Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră, conform principiului rotație pentru primele 6 luni ale acestui an. Șefia a fost preluată după principiul rotației de la Parlamentul Greciei și va fi transmisă celui al României pentru a doua jumătate a anului 2015. Totodată, în prima jumătate a anului viitor, Moldova va deține și președinția în exercițiu a Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, precum și a Consiliului OCMEN, al oamenilor de afaceri. Moldova este unul dintre membrii fondatori ai Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre. Organizația reunește 12 țări membre din regiunea Mării Negre, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina și Serbia.